Ei bine, salutare și bine v-am regăsit la un nou infovideo în care vom discuta de un nou joc ce urmează să se lanseze anul acesta, un nou joc de simulare care pare destul de interesant, este făcut de către Paradox, cei care au creat și jocul Cities Skylines, așa că în următoarele minute o să vedem și noi acest trailer. Sunt câteva chestii destul de interesante, mie mi-au atras atenția acolo câteva lucruri, așa că haideți să dăm acest clip după care o să discutăm puțin despre lucrurile pe care le-am văzut în acest trailer. Ok, și vedem aici, bineînțeles, Paradox Interactive, Life by You, așa s-ar numi jocul și pare destul de interesant așa. Vedem că avem mașini de data aceasta și cam așa se vede prin casă. Îmi place foarte mult casa cum arată, foarte drăguță și avem și plajă totodată. Pare destul de interesant. Cam atâta ne arată momentan acest clip. Este destul de scurt, însă pe data de 20 martie vom afla mult mai multe lucruri. Și dacă dăm puțin înapoi, deci ăsta ar fi numele, Life by You. Nu pot să zic că e foarte inspirat, dar să zicem. Deci clar jocul posibil să fie open world pentru că avem mașini, văd că avem și un autobuz în partea aceasta, după care suntem aici în casă și vedem câteva personaje, ăștia doi se pupă pe aici. Texturile pot să zic că sunt destul de ok, cei drept dintr-un trailer nu poți să-ți dai seama foarte multe lucruri, dar aici am rămas impresionat de cum arată tool-ul de a construi o clădire. Căsuța arată foarte ok și îmi place și mașina, se vede foarte bine. Aici chiar seamănă cu Sims 4, dacă ne uităm la lotul acesta și în partea asta vedem tool-urile pe care le putem utiliza pentru a construi, dar casa arată foarte bine, ba chiar mai bine ca în Sims 4, adică se vede clar că ai mai multe opțiuni de a construi o casă și la interior aici iarăși avem o groază de obiecte. Lumina chiar arată foarte bine, ceva mai realistă, uitați și în partea asta la ușă, se vede foarte bine. După care aici avem personajul, nu poți să-ți dai foarte bine seama de cum arată pentru că aici se și termină practic toată imaginea asta și avem și o plajă destul de însorită. Vedem iarăși aici câteva personaje în partea aceasta. Cu siguranță jocul va arăta mult mai bine față de ce este în trailerul ăsta, dar pe mine ce m-a interesat cel mai mult e când am văzut această casă. Mi s-a părut foarte interesant așa cum arată. Uitați aici imaginea. Deci se vede chiar foarte drăguț și sunt curios și de părerea voastră cum vi se pare. O să vă țin la curent atunci când vor mai apărea informații noi referitoare la acest joc. Pe data de 20 martie cred că o să și intrăm puțin așa să vedem cum arată jocul. Momentan acum ne-a arătat un sneak peek, aș putea spune. Și vreau să-mi spuneți în comentarii ce v-a plăcut cel mai mult din acest trailer. Adică sunt câteva chestii. Odată, hai să zicem, numele din punctul meu de vedere nu este foarte inspirat. Vedem aici drumul acesta care ne spune clar că este open world, vedem și niște motociclete pe aici, niște ATV-uri, acum nu știu sigur dacă vom putea utiliza aceste lucruri, dar uitați aici cum se mișcă și acel personaj, după care mai vedem aici un alt personaj și la interior așa vedem aici un copil, o bunică și aici părinții sau ceva, nu știu exact, așa că asta am vrut să vă arăt, sunt curios de părerea voastră, bineînțeles nu uitați să lăsați și voi un like, iar până la un nou clip, eu am fost Alex, toate cele bune, ciao!